găsit! Luna se încheie cu un aspect de susținere între Mercur și Saturn, aspect care ne aduce foarte multă claritate mentală și o judecată înțeleaptă. Este o zi foarte bună să ne punem ordine în idei și să ne facem planuri pe termen lung. Berbecii pot cunoaște o persoană importantă care să-i ajute să facă progrese, fie în plan personal, fie profesional. Se pot clarifica multe credințe și mentalități în mintea lor și pot primi niște răspunsuri așteptate. Taurii văd mult mai limpede și cu multă maturitate o situație de cuplu, fie legată de bani, fie de intimitate, și pot lua o decizie importantă pentru viitorul lor. Unii nativi pot face o investiție financiară profitabilă. Gemenii au ocazia să iau o decizie importantă și responsabilă privind relația cu partenerul de viață sau poate vor purta un dialog matur și serios despre idealurile lor versus idealurile celuilalt. Se pot face planuri de viitor solide acum. Racii pot descoperi care este cauza pierderilor de energie din ultimul timp și cel mai probabil vor găsi o soluție bună să-și eficientizeze munca. Unii nativi pot decide că este timpul să schimbe stilul de viață pentru a-și îmbunătăți sănătatea. Leii ar trebui să profite din plin de contextul astrologic de astăzi pentru a se apropia de partener, pentru a discuta cu acesta despre dorințele și așteptările pe care le au de la relație. Cei singuri pot cunoaște o persoană care să-i atragă și să înceapă o relație serioasă. Fecioarele pot lua decizii foarte practice și înțelepte în privința unei situații ce ține de casă sau de locul de muncă. Este o zi bună pentru tranzacții imobiliare, nativii sunt calculați și pot vedea atât detaliile cât și imaginea de ansamblu. Pentru balanțe, ziua poate aduce discuții interesante care se pot transforma în flirturi, dar și clarificări importante în viața sentimentală. Unii nativi pot lua decizii înțelepte privind o poveste de iubire. Scorpionii s-ar putea să facă niște investiții foarte bune pentru casă și familie sau poate chiar tranzacționează un bun imobiliar, poate vând un bun patrimonial. În discuțiile cu familia vor da dovadă de mai multă încredere în ei înșiși. Săgetătorii pot avea idei înțelepte și pot găsi soluții ingenioase la problemele lor. Sunt maturi și responsabili în deciziile pe care le iau și pot fi foarte buni negociatori. Sfaturile unor persoane cu experiență se vor dovedi de mare ajutor. Pentru Capricorn este o zi bună să se desprindă de niște amintiri, să lase deoparte niște frici și gânduri negativiste și astfel să-și reorganizeze mintea și să-și câștige încrederea în sine. Vărsătorii se bucură și astăzi de gândire clară și o minte organizată, astfel că pot lua decizii foarte bune legate de viitorul lor. Pot profita pentru a negocia ceva sau pentru a face o investiție pe termen lung. Peștii ar trebui să-și asculte intuiția dacă vor vrea să iau o decizie legată de carieră și să fie sigur că ceea ce aleg nu le afectează sănătatea. În dialogurile cu superiorii vor da dovadă de maturitate și sinceritate. Atât pentru astăzi, noi ne revedem și mâine!